Cred că nu mă înșel când spun că ați așteptat acest episod cu sufletul la gură. Azi vom afla desnodământul promis data trecută. Ba mai mult, călătoria noastră are noi destinații. Astăzi vom face opriri în stații ale vieții de artist precum căsătoria, familia, vârsta a treia. Vă doresc vizionare plăcută! Dragă Liviu, mi-ai rămas dator de rândul trecut legat de întâmplarea din armată. Cum ai reușit să ieși din acel păinjeniș de care mi-ai vorbit? Da, îți spuneam că eram ca paralizat. Nu mă mai puteam mișca nici pe direcția credinței în Dumnezeu și nici pe direcția necredinței să mă informez mai mult și să pot să atac. Pentru că... Temeliile vieții mele fusese șubrezite. Era atât de dureros ce mi se întâmpla înăuntru, încât efectiv, fiind singur în atelierul meu, acolo, dădeam cu capul de perete. Ca să treacă ceva din durerea interioară, am cerut ofițerilor mei să-mi dea câteva zile să vin acasă. Pentru că acolo, în mediul acela, nu mai puteam să mă mișc cu gândirea în, nici într-o parte, nici în alta. Și vindecarea a sosit în momentul în care, venind acasă, m-am dus la biserică și acolo era împărtășanie, era o atmosferă, ceva care a dezghețat ceva din, din sufletul meu înghețat la momentul acela. Dar fără să am un răspuns. Astfel că L-am rugat pe un om care era apropiat de mine, episcopul Justinian Chira. Omul acesta, cu toate că eu eram protestant și el este ortodox, mă primea cu, cu bucurie și cu bunăvoință la masă, la el, în, în, în prezența lui și. Am stat foarte mult de vorbă și m-am ajutat să înțeleg diverse uh, lucruri despre lume și viață. I-am făcut și eu un portret din, din respect și din iubire, o pictură. M-am dus la adânsul și i-am descris situația în care sunt și l-am rugat să mă trimit la mănăstire, la rohia, dânsul fiind... Episcopul de Maramureșului. Da, dar înainte fusese starețul de la Mănăstirea Rohia, apoi a venit în Cluj ca înaltul de aici. Astfel că a dat un telefon și am fost primit la Rohia. Am primit o chilie și aveam la mine cele două cărți. Era o liniște de plină și o atmosferă foarte diferită față de atmosfera din unitatea militară. Mă refer la, la starea mea sufletească, eram într-un alt cadru. Și în cadrul acela am prins puterea să mă reapuc de treabă. Și anume am zis, voi face următorul lucru. Am să iau două col de hârtie și am să scriu pe una dintre ele toate argumentele pe care le înțeleg și le consider în favoarea existenței lui Dumnezeu, și pe cealaltă coală toate argumentele împotriva existenței lui Dumnezeu, care mi le aducea Biblia haslie. Pentru cealaltă era Sfânta Scriptură, Biblia nehaslie, Biblia reală și ajutătoare. Și astfel, în liniștea cea din chile, am început să scriu și pe una și pe alta dintre colile acestea. Mai mult decât acest exercițiu al meu de logică, pentru că asta era, s-a întâmplat ceva foarte profund, o dezlegare sufletească a acestor legături care mă prinseseră și anume starețul mănăstirii m-a primit am stat de vorbă cu el și m-a întrebat unde este cartea aceea Biblia Hasli la mine în, în cămăruță zice vrei să o duci aici da, vreau. Am adus-o, era iarnă, în sobă, un lemn mare, în șemineu, lemne mari de foc, jar. Când am adus cartea, m-a întrebat, vrei să o ardem? Era împrumutată de la unitate. Am zis, vreau. Omul acela nici nu a prins-o cu mâna să o bage în foc ci cu două bucăți de lemn a prins cartea, nu vroia să o atingă și a pus-o în foc. Și s-a rugat pentru mine, dincolo de logica mea măruntă, cum pot eu de fapt să, să judec existența lui Dumnezeu, pot să-mi dau cu... Și pot să mă străduiesc pe direcția logicii, care este un lucru bun, tot de la Dumnezeu. Dar mai mult decât atât, am avut parte de o dezlegare interioară, sufletească, pur spirituală, care, care e dincolo de logică. Și acolo, la mănăstire, am simțit o libertate de plină. Desigur că pe cele două coli, argumentele pro-Dumnezeu au fost mult mai multe decât celelalte și mi-am dat seama că fusesem uh, pradă unei ispite de a considera că uh, argumentele contra existenței lui Dumnezeu ar fi mai multe. Nu, n-au fost mai multe și mi-am mi găsit libertatea. A fost una dintre cele mai uh, profunde Crize din viața mea, pentru că în momentul acela existența mea nu mai avea sens. Acum aș vrea să trecem la altă tematică. Aș vrea da. să abordăm uh, tema căsătoriei și a familiei. Familia este cea mai veche instituție de pe Pământ și joacă un rol vital în cadrul unei societăți umane ea a fost instituționalizată de Dumnezeu prin taina căsătoriei. De ce căsătoria este o taină? Cred că este o taină um, prin faptul că Dumnezeu însuși a creat-o, dar mai mult face parte din ea, este este Membru al oricărei familii. De vreme ce Dumnezeu este o Trinitate și aceasta este o taină pentru noi, cum unul în trei și trei în unul, El ne-a creat după chipul lui și în felul acesta familia, doi sau trei sau cât sunt, sunt mai mulți, sunt doi, soțul și soția, dar sunt una. Aceasta este o taină, este dincolo de capacitatea noastră de înțelegere, dar este în asemănare cu persoana lui Dumnezeu însuși. Care este scopul căsătoriei? Părerea mea este că scopul căsătoriei este bucuria vieții, iar mișlocul de a ajunge la bucurie, la fericire, este slujirea partenerului de viață. Am auzit de multe ori expresia asta prin biserici, că soția sau soțul a fost ales de Dumnezeu. Persoana cu care ne vrem să căsătăm e alesă de noi sau de Dumnezeu? Poate fi și și avem în Cartea către Corinteni textul acela care zice dacă cineva vrea să se căsătorească, să se căsătorească cu cine vrea, dar în Domnul. Adică să-ți alegi partenerul de viață dintre cei care cred în Dumnezeu. Pentru că în momentul acela în care partenerul de viață pe care îl alegi tu de bunăvoie, Corect crede în Dumnezeu, el se va raporta într-un anumit fel la tine, într-un mod dumnezeiesc se va raporta la tine și nu într-un mod pur uman, într-o relație directă cu tine, ci practic partenerii credincioși se raportează val valoric, indirect la partenerul de viață, prin valorile lui Dumnezeu către partenerul de viață. Nunta este îngemăarea dintre sfințenie și frumusețea spirituală. Constați zilnic, în rândul tineretului, că există o desacralizare a căsătoriei. Tot mai mult preferă să trăiască în concubinaj. Oare de ce? Eu văd două motive aici. Primul, dezinteresul față de poruncile lui Dumnezeu, ale creatorului tău și al doilea, o fugă de responsabilitate. Mulți tineri și pe care îi cunosc preferă să nu se căsătorească pentru că în momentul în care intră într-o relație legală, în momentul acela are și responsabilități foarte clare. Dar altfel, în concubinaj, el poate părăsi relația când nu-i mai convine orice lucru, oricât de mărunt. Te-aș ruga să facem împreună o privire de ansamblu asupra imaginii familiei de astăzi. După mine, cred că familia de astăzi este într-o mare criză. Zinic, vedem la televizor despre copii abandonați, despre adolescențe care au copii cu tați diferiți, plecarea copiilor, părăsirea copiilor din familie datorită abuzurilor, alcoolului părinților. Este familia de astăzi în criză? Familia de astăzi este extrem de atacată. Tot conceptul acesta sacru este atacat. În chip și fel, este atacat conceptul creștin de familie, acela pe care Dumnezeu l-a instituționalizat într-un anumit fel. Bărbat și femeie care se unesc în această taină, amestecați cu Dumnezeu acolo. De o, de o înaltă spiritualitate, această relație, și de o perfectă intimitate, conform modului în care suntem creați, ca și bărbați și femeie. Iar acest mod de, de, de unire gândit de Dumnezeu și creat efectiv și fizic și spiritual și emoțional și volitiv și intuitiv. Creat de Dumnezeu în așa fel încât cei doi să fie una, conceptul acesta este modificat în chip și fel în zilele noastre: atacat fiind modul în care Dumnezeu binecuvântează ființele umane în acel cadru care se plasează în armonia universală, în modul în care Dumnezeu a gândit relațiile dintre oameni. Nu cred că în familia modernă de astăzi, în care a pătrus modernismul ăsta occidental, sunt prea multe orgoli dorința asta nebună după de realizare profesională, poziții socială, în societate, și chiar o independență a soțului față de soție și a soției față de, de soți. Este unul din motivele numărului mare, din ce în ce mai mare de divorțuri? În zilele noastre observăm cum tinerii caută insistent Realizările profesionale, financiare și vârsta de căsătorie se amână tot mai mult, pentru că există o confuzie cu privire la valorile vieții. Și iubirea care E pusă de Dumnezeu în capul scării, este abandonată, și pe vârful scării se pun aceste valori, cum sunt banii, realizarea profesională și, și toate acestea, plăcerile personale. Și atunci, din nou, întregul concept biblic despre viață este tulburat. Un alt motiv al divorțului este adulterul. Acesta distruge esența tainică a căsătoriei. Nu mai există iubire și nu mai există sfințenie. De ce crezi că mulți oameni, și tineri, și mai puțin tineri, cad atât de ușor în acest păcat? Sexualitatea este maximul materialității. Prin sexualitate, Dumnezeu dăruie cuplului, bărbat și femeie, împlinirile și apropierile și tandrețea și intimitatea, lucrurile cele mai, mai profunde Din cauza aceasta pentru că sexualitatea este este practic o intrare în spiritualitate este din punctul de vedere al experienței umane este vârful mundelui și este atât de, de, de intensă această experiență încât ea ajunge din materialitate să intre în spiritualitate. Este de o valoare enormă pentru ființa umană. De aceea este atât de atacată sexualitatea, pervertită și, și modificată ca și, ca și concept și ca destinație. Și oamenii caută această experiență care este maximul. Materialității lor, cât mai frecvent și în, indiferent în ce cadre, pentru că este extrem de intens, extrem de plăcut. Fapt este însă că Dumnezeu a creat-o pentru cadrul familiei și acolo ai împlinirile maxime, sexualitatea este maximă în cadrul frumos, legal, sigur. Sănătos al, al relației soț-soție. În momentul în care a ieșit în afara lui, în momentul acela îți iei riscurile și, și consecințele care urmează. Mulți confundă iubirea cu sexul și sexul cu iubirea. Da. Din cauza ceea ce ai spus tu acum. Da. Vreau să revin puțin la, la căsătorie, la divorț. Cred că există căi de salvare a unei căsătorii de la un divorț? Când ne-am căsătorit, acum 31 de ani, cu Rodica, m <gâng> am uh, luat o decizie, am făcut o înțelegere. Ne-am propus ca niciodată în căsnicia noastră să nu Pronunțăm cuvântul divorț. Nici măcar în glumă. De vreme ce știm că Dumnezeu urăște divorțul, că Dumnezeu nu a gândit separare, separări de oameni, ci a, a, a gândit și lucrează la unitate între oameni, am luat această decizie nici în glumă să nu folosim divor, cuvântul divorț. Mântuitorul Hristos la fel accentuează că divorțul este un lucru pe care Dumnezeu nu îl îngăduie și nu-l iubește, dar dă doar o singură motivație posibilă pe care Dumnezeu o îngăduie pentru divorț și aceea este cea de care vorbești, e adulterul. Cineva care suferă din cauza adulterului partenerului lui, are îngăduința din partea lui Dumnezeu să divorțeze, dar inima lui Dumnezeu este și aici să nu divorțeze, dacă poate să rămână în continuare în relația aceasta. Dar este un lucru atât de greu încât Dumnezeu însuși. Ne conștientizează că înțelege că nu mai poți merge înainte în viață cu un soț adulter sau cu o soție adulteră. Și atunci îți îngăduie să te desparți. Dar inima lui, dacă este, dacă poți, iartă, restaurează și du-te înainte. În familia ta, de câte ori am fost oaspetele tău, am simțit și simt și acum o armonie aparte. Care sunt principiile care stau la baza unei familii fericite? Iubirea este îndelung răbdătoare, plină de bunătate. Iubirea iartă, nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu caută folosul său, ci caută folosul aproape, partenerului, acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, Iubirea nu va pieri niciodată. Profețiile se vor sfârși, toate vor avea un sfârșit, dar iubirea va rămâne pentru că iubirea este eternă. Cum ți ai cunoscut soția și cum ai simțit cum... că ea este partenerul cu care tu poți să trăiești până la sfârșitul vieții tale? Uh -huh. Uh -huh. am dorit să îmi identific darul, dacă am darul celibatului sau darul căsătoriei. De aceea în tinerețe, de pe la 20-21 de ani, în fiecare an am plecat singur la munte câteva zile, de obicei la cumpăna dintre ani. Și acolo Aveam dialoguri cu bunul Dumnezeu și îl întrebam, mă căsătoresc, nu mă căsătoresc? Și an de an luam decizia, nu mă căsătoresc, sperând că am darul celibatului. Dar de la o anumită vârstă, de pe la 27-28 de ani, nu am mai putut trăi liniștit cu trupul meu, pentru că presiunile sexuale erau atât de mari încât mi-am dat seama că nu am darul celibatului. Și atunci am uh, urmat uh, perceptul biblic ce zice, decât să arzi, mai bine căsătorește-te. În felul acesta mi-am dat seama că am darul de a, de a fi căsătorit pentru că am această. Uh, de înzestrare naturală de la bunul Dumnezeu, înzestrarea sexuală și acesta a fost motivul care a, de, a determinat procesul meu de căutare a unei partenere. Din momentul acela am studiat, am pus întrebări la oameni căsătoriți, am un întreg caiet și acum caietul roșu, cred, pentru că le aveam pe culori, doar despre probleme premaritale. Și acolo am început să îmi pun caracteristici pe care le doresc la următoarea, la soția mea. Și am ajuns undeva la 40 sau ceva de genul ăsta, la o cifră uriașă, la care cineva m-a întrebat când aveam discuții cu el, ceva de genul tu. Ai atâtea calități cât te le de la, de la ea. Și mi-am dat seama că greșesc. Și atunci am redus la patru sau cinci caracteristici fundamentale pe care le doresc. Prima dintre ele era ca această tânără, să îl iubească pe Dumnezeu și să iubească oamenii deci să fie creștină dacă nu era creștină nu intra în zona mea de interes dar dacă, dacă era creștină mă uitam prin celelalte filtre și o analizam așa se face că am trecut prin filtrul acesta foarte multe fete și s-a făcut ca la niște întâlniri în biserică la noi unde erau tineri băieți și fete, să apară și Rodica Bocăniciu și când am pus filtrul pe acea fată, am dat seama că se potrivește, că este ceea ce ar dori inima mea de la partenera de viață. Și după un timp i-am propus să fim prieteni, după ce am analizat-o luni de zile în grup, în grupuri, nu, de, nu doar față în față. Apoi am cerut prietenie și apoi am cerut să se căsătorească cu mine. Ne oprim aici pentru azi. Mai avem încă teme și destinații nepătrunse în care vom păși data viitoare, când artistul Liviu Mocan ne va împărtăși unele din secretele vieții creatorului de artă. Până atunci, toate cele bune